Chiar din primul an de facultate sunt învățați cum trebuie să activeze într-o instituție reformată, mai cu seamă dacă vorbim de interne. Studenții Academiei de Poliție au fost îndemnați de premierul Vlad Filat ca munca de om al legii să fie bazată pe strategii și nu pe influențări. Educația constituie un simplu mod de gândire, anume a mentalității, schimbarea unor defecte care sunt legate de societatea noastră. Eu te rog să termin cât mai rapid Academia, fiindcă avem nevoie de oameni care gândesc deschis și care au curaj. Cu o lecție despre educație, reforme și evoluție a început discuția premierului și a ministrului Recean cu studenții anului întâi de la Academia de Poliție. La început emoționați, viitorii polițiști au prins curaj spre sfârșitul dialogului. Cum se poate fi tot lipidat aceste neregulamentare? Voi acumulați cunoștință și noi ne angajăm aici, uitați-vă, plenar, public, că toate condițiile necesare, inclusiv la capitolul echipamente, vor fi asigurate. Și asta este unul din obiectivele prioritare. După întrevederea cu studenții, premierul și ministrul de interne au vizitat instituția. Oficialii și-au amintit de anii când făceau serviciul militar. Atât premierul cât și ministrul de interne spun că au așteptări mari de la studenți. Vor fi polițiști așa cum au vrut ei sau cum vor ei să fie și au spus și dânșii acest lucru. Să fie nu doar în slujba cetățeanului, dar să fie parte din societate și prieten cu oamenii. Mi-ar plăcea polițistul să nu fie robot. Trebuie să fie integru. Doi, trebuie să fie eficient. Asta înseamnă că întotdeauna are o atitudine conștiincioasă față de munca pe care o prestează. Mâine în guvern va fi lansată inițiativa pentru securitatea publică, un set de documente care vor duce la reforme în Ministerul de Interne, iar anul viitor polițiștii vor avea uniformă și echipament nou.